Salutare! Astăzi sunt într-un loc un pic mai special și am identificat niște detalii care, nu știu, pentru mine sunt foarte importante și m-am gândit să le expun într-un vlog, să vi le prezint și vouă, pentru că unele sunt insesizabile și nu te-ai gândit niciodată că pot fi o problemă. Mai exact, sunt într-un loc de joacă, un loc de joacă situat fix în fața primăriei sectorului 2, nu știu dacă se vede. Și este un loc de joacă aparent nou. Adică mă refer nou cu echipamente noi, mă rog. Știți voi toată procedura care se face pentru astfel de locuri de joacă, sau dacă nu știți, pot să vă și explic. Și aceste locuri de joacă care aparent ar trebui să fie noi au niște detalii care, din punctul meu de vedere, sunt periculoase și riscante pentru utilizarea lor. Și dacă ne gândim că ele sunt utilizate de niște copilași mici, chiar ar trebui luate în seamă. Așa că am să întorc camera și am să vă arăt problemele pe care eu le-am identificat și pe care eu nu le consider normale pentru un loc de joacă din 2022. Locurile astea de joacă, din punctul meu de vedere, sunt, nu știu, expirate, pentru că, nu știu, în alte state, alte țări civilizate nu mai arată așa, cu designul ăsta și cu materialul ăsta. Arată un pic altfel și sunt alte detalii acolo punctate, sau unele nu mai au deloc. Dar, mă rog, nici așa nu e bine. Și o să întorc camera să vă arăt ce nu mi-a plăcut mie la aceste, nu știu, cum să le zic, echipamente sau accesorii pe care le are acest loc de joacă și pe care eu le consider periculoase pentru utilizarea lor de către copii. Uite, spre exemplu, ăsta este un echipament din locul de joacă care e un fel de, nu știu, ceva așa în trepte, mă rog, nu pot să-l definez sau să-l denumesc pentru că nu mă percep chiar atât de bine la termenii ăștia. Dar hai să vă arăt lucrurile care, detaliile care eu le consider riscante și periculoase. Gândiți-vă că pe aici trec copii. Copii care se urcă pe această rampă, care este făcută pentru a-i stimula să se cațere și să-și dezvolte mobilitatea. Mă rog, din punctul meu de vedere poate că e puțin cam abruptă, dar nu asta nu e o problemă, e ok. Bun, uitați-vă că aici în interior sunt niște mici platforme pe diferite înălțimi, un fel de trepte. Ele au niște prinderi mecanice cu șuruburi, cu imbus, cu nu știu ce. Problema sunt muchile astea, care sunt niște muchii metalice. Muchile astea, într-o căzătură sau dacă un copil se împiedică, sunt super nasoale. Adică își pot sparge dinții, buzele, nasul. Adică nu e ok. În primul rând, șuruburile astea nu trebuiau să fie expuse așa și trebuiau să aibă niște capace. În al doilea rând, platformele astea trebuiau să aibă o glazură cauciucată sau ceva siliconat, astfel încât să protejeze contactul cu gura copilului sau chestii de genul ăsta. Uite, spre exemplu, panourile astea au niște capace. Aici sunt tot niște șuruburi, dar au niște capace. Lucru care e ok. O altă problemă tot la acest ansamblu pe care l-am discutat mai devreme sunt spațiile astea libere de sub el, pe unde trec copii. Copiii care aleargă și nu își pun probleme că ar putea să dea cu capul pe aici sau pe aici sau pe acolo. Astea trebuiau închise cu niște capace dintr-o textură sau dintr-un material mai moale, deci nu dur, astfel încât dacă se lovește cu capul să nu sufere o lovitură. Dar se pare că nu-și pune nimeni astfel de probleme și nimeni nu se gândește la chestia asta, dar pe aici aleargă copii de diferite înălțimi, mai mici, mai mari, care se pot lovi. Și nu mi se pare ok, pentru 2022 nu mi se pare deloc în regulă treaba asta. Știi cum e, dacă nu spui probleme, nu există. Un alt loc problemă ar fi această structură, acest ansamblu, unde copiii trebuie să urce pe aici și să ajungă pe acolo, să-și facă traseul lor, mă rog, e
ca și traseu, mă rog, are o gândire. Dar treptele astea sunt metalice și nu sunt deloc potrivite pentru copii, pentru că un copil dacă aleargă urcând sau coborând sau se împiedică cu un altul care urcă sau coboară și se lovește aici, credem că nu e deloc ok, adică nu e în regulă. Astea trebuia să fie niște trepte glazurate, îmbrăcate într-un material cauciucat sau siliconat, astfel încât să nu existe astfel de probleme. Dar dacă nu te gândești la ele și nu vrei să ți le pui, folosești astfel de materiale care arată așa și ai bifat că ai un loc de joacă. Dar nu e ok așa, nu trebuie să arate așa și ar fi trebuit să aibă niște platforme cu un material mai prietenos în cazul unui impact. Numai metal. Deci numai metal, deci numai material dur care poate provoca niște răni la o simplă împiedicare enorm de mari și enorm de problematice. Sunt detalii pe care în mod normal nu le-ai observa. Dar dacă copiii s-ar accidenta, nu ar fi deloc plăcut. Și aici vorbim despre o situație în care este suficient 1% să se întâmple și tot este o problemă. Iarăși, un alt ansamblu cu o altă structură pe care copiii ar trebui să se cațere, să învețe cum să se suie pe o scară, ar fi această scară, care e făcută din metal vopsit și arată așa. Asta nu trebuia să fie așa, din punctul meu de vedere trebuia să fie iarăși îmbrăcată cu niște protecții cauciucate, astfel încât în cazul unui impact, dacă copilul alunecă de aici și scapă mâna și cade mai jos și se lovește cu capul, să nu existe o nefericită daună sau o lovitură problematică. La fel și aici, numai metal, metal, metal. Ăsta zici că este un loc de joacă pentru copii metaliști, nu pentru copii care trebuie să se simtă în siguranță și protejați. Iarăși, trepte metalice. Treptele astea metalice sunt super periculoase pentru copilași și nu, eu nu le recomand, adică nu le văd ok. Inclusiv stâlpii ăștia trebuiau să aibă niște protecții pe ei, astfel încât să nu te lovești. Uite, ăstea, spre exemplu, da, au niște capace. Cu toate că aici nu ajunge nimeni, dar mă rog, e ok. Aici nu mai au. Adică ce vreau să spun eu este că și structurile astea posibil să fi avut opțiunea de capace, dar cred că nu s-au mai achiziționat pur și simplu accesoriile pentru că n-am mai vrut dorel sau nu le-am mai montat. Dar platformele astea nu trebuiau să arate așa. Deci locurile astea pe unde calcă copiii nu trebuiau să arate așa, sub nicio formă. Și treptele astea metalice nu trebuiau să existe în felul ăsta, pentru că sunt foarte periculoase pentru copii. Mie mi se pare total aiurea să existe un loc de joacă nou așa de riscant și așa de periculos. Da, din punctul meu de vedere, nu așa ar trebui să arate un loc de joacă și mi se pare că doar am bifat că avem un loc de joacă nou. Îi spunem că este un loc de joacă modern, dar n-are nicio treabă, pentru că nu respectă niște norme minime de siguranță. Sunt detalii pe care mulți nu ne le punem, pentru că nu te-ai gândit la așa ceva. Dar dacă copiii s-ar accidenta, te vei gândi la chestia asta. Scopul este că dacă vei apela la un specialist, te aștepți să primești rezultate care să-ți rezolve aceste necunoscute și în felul acesta să ai un loc de joacă sigur. Din punctul meu de vedere, astfel de locuri de joacă nu sunt sigure și nu ar trebui să arate așa. Și am văzut și locuri de joacă noi, tot așa urâte ca design, pentru că ăsta nu e un design frumos, dar care aveau totuși protecții pe trepte, protecții la muchii. Sunt detalii, dar detalii care fac diferența atunci când se sparge un dinte la un copil. Acum, na, ziceți și voi dacă nu suntem încă departe de calitate și de responsabilitate. Dacă v-a plăcut ceea ce eu v-am expus în acest clip, apăsați butonul de subscribe pentru că mai aducem astfel de subiecte. Și a fost un copil, dar nu, n-a căzut. Și vom mai discuta
și pe alte subiecte similare care sunt de ordinul bunului simț, zic eu. Până data viitoare, vă salut și spor la treabă!